Prezent în Parcul Carol, la festivitățile dedicate Zilei Armatei Române, președintele Claus Iohannis a vizitat azi și standul Clubului Steaua București. Șeful statului a fost întâmpinat de trei dintre foștii sportivi reprezentativi ai clubului, Alina Dumitru, Laura Oprea și Ionuș Georges. Claus Iohannis i-a felicitat pe aceștia pentru rezultatele obținute de-a lungul carierei și, înainte de a pleca, a semnat în cartea de onoare a Clubului Roș Albastru. Asaltați de fani pentru poze și autografe prez de mai multe ore în Parcul Carol, Laura Oprea, Alina Dumitru și Ionuș Georgescu au Arăt că sunt mândri, că au adus glorie clubului Steaua și speră ca exemplul lor să fie urmat și de generațiile viitoare. Mi-am făcut datoria, așa cum cred că orice sportiv își dorește să-și facă datoria pentru, pentru el, în primul rând, și pentru club. Cu ocazia asta, vreau să le urez tuturor un sincer la mulți ani și uh, cât mai mulți ani frumoși, fără incident. E o mândrie să fi sportiv la Clubul Steaua. Mă bucur că am putut aduce rezultatele pe care le-am adus în numele clubului și sunt mândră că pot fi aici alături de toată lumea astăzi. Ce mesaj le transmiți colegilor de la Clubul Steaua și celor care activează, să zic așa, pe, pe, front și se ocupă de siguranța națională? În primul rând, colegilor de club le transmit multă baftă în nou an competițional și să aducă rezultate cât mai meritorii, să spun așa, pe plan inter și internațional. Iar celor care ne păzesc, sănătate și putere de muncă.